Potrivit credinței ortodoxe, la 40 de zile de la învierea lui Iisus Hristos, românii sărbătoresc înălțarea Domnului. Se înroșesc ouă, se pregătesc bucate, întocmai ca la masa de Paște, iar formulele de salut sunt Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat. În zi de sărbătoare, zeci de giurgiuveni au mers la biserică, unde s-au rugat pentru sănătate și bunăstare și au împărțit bucate în memoria celor trecuți în neființă. Ce ne puteți spune despre sărbătoarea de astăzi? O sărbătoare ortodoxă, o sărbătoare care ne bine în bine, în sănătate, să dea Dumnezeu la toată lumea. Cine crede, contează foarte mult. Suntem pur curați, cum să zice. Și multă sănătate să dea Dumnezeu și numai bine. Ce se face astăzi? Păi se împarte, se odinește, mai stăm la o sfântă rugăciune. Și... Ați vopsit ouă? Da, de ieri am făcut. E 6 săptămâni aproape de când a fost Sfântul Paște, învierea lui Iisus Hristos și acum e înălțarea lui Iisus Hristos. Este o sărbătoare creștină foarte importantă pentru nația română, emoționant și slujba și toată sărbătoarea. E foarte frumoasă și timpul ține cu noi. Și ne simțim minunat și trebuie să mergem la biserică, să ne amintim de răposații noștri, de părinți, de frați, de surori. Ce să spunem, mamă? Hristos s-a înălțat pentru binele nostru, pentru sufletele noastre. Ce se face astăzi? Care sunt obiceiurile? Ca fiecare, cum e Paștele, cum e și înălțarea. Să ne rugăm să aprindem o lumânare. Să... Ouă roșii? Mai cu seamă. Am împărțit la copilași. Se spune că după înviere, Iisus a mai arătat odată ucenicilor săi pe muntele măslinilor, încredințându-i de puterea sa și dându-le ultimele învățături. El a mâncat alături de ucenici, așa cum făcuse odinioară. După 10 zile de rusalii, Duhul Sfânt avea să se pogoare peste ei, dăruindu-le putere și înțelepciune divină pentru a merge în lume și pentru a transmite cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie, acesta este momentul în care se anunță a doua venire a lui Iisus, întocmai ca și înălțarea, având la dreapta și la stânga doi îngeri mari și luminoși. Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, în popor, înălțarea Domnului se mai numește și ispas, după numele martorului ascuns, nevăzut al înălțării. Tradiția spune că ispas, un cioban ascuns pe după pietre, a urmărit evenimentul tăcut și uimit și mai apoi a povestit alor săi cele întâmplate. De ispas, oamenii își pun la brâu frunze de nuc pentru că se crede că și Iisus ar fi avut când s-a înălțat la ceruri și se bat cu leuștean ca să fie feriți de rele și de boli.